una dintre membrele echipei Robotics va reprezenta România la Houston luna viitoare la campionatul mondial de fotbal. A fost finalistă din list pe România. Va fi ambasadoarea noastră timp de o săptămână, se va întâlni cu Dean Cannon, de care vă povesteam că e inițiatorul programelor FIRST. Ca să vă spun pe scurt, ei sunt aleși din vreo 100.000 de copii. Deci de data asta nu e vorba, e vorba de o alegere individuală. Lista lui Dean, Dean's List, așa se numește acest super prestigios premiu, va face prezentarea programelor FIRST pentru companiile și oamenii care vor veni să viziteze acolo. Va face interacțiune cu toate echipele, inclusiv de la celălalt program, de la FRC și FIRST LEGO, care vor fi prezente și ele acolo la Houston. Deci va face un soi de, cum să zic eu, conexiune socială cu toată lumea. Și cu prilejul ăsta va promova, bineînțeles, Hunedoara, va promova România, așa, în modul cel mai direct cu putință. Anul trecut, tot o fetiță de la noi din echipa Robotics a și câștigat în Houston povestea asta, e vorba de Briana. Ea între timp s-a mutat la București cu părinții, dar până a fost la noi, a fost finalistă, deci printre prima finalistă din list neamericancă. Deci, după 30 de ani de dominație americană, un român a spart ghean.